Stimați colegi, prin această scrisoare, Serviciul de Informare și Securitate a demonstrat că a încălcat flagrant legea. A demonstrat că și-a depășit atribuțiile și prin aceasta noi putem face o concluzie. Republica Moldova se transformă într-un stat poliționesc, într-un stat securist, unde opoziția este urmărită, este presată, este amenințată și noi cred că înțelegem foarte bine din ce cauză se fac aceste acțiuni, se apropie perioada în care urmează să decidem soarta alegerii președintelui Republicii Moldova și cred că înțelegem din ce cauză se întreprind asemenea acțiuni împotriva deputaților Republicii Moldova. Încă un moment foarte important, imediat după alegerile locale din data de 19 iunie, turul 2, atunci când au început o serie de procese judiciare în ceea ce privește contestarea alegerii primarului municipiului Chișinău, vă spun cu toată responsabilitatea și am constatat că toate convorbirile telefonice au fost interceptate ilegal de către Serviciul de Informație și Securitate. Convorbirile mele telefonice, practic toate erau interceptate, eram urmărit, filat, orice acțiune unde nu m-aș deplasa, fie deplasându-mă la instanța de judecată să depun o cerere, fie în altă parte, practic toate acțiunile mele erau urmărite și președintele Partidului Liberal cunoștea despre toate aceste acțiuni și dumneavoastră probabil cunoașteți el personal. Domnul Ghimbu personal a declarat și în presă că iacă comuniștii fac asta, au cerut asta. Serviciul de Informație și Securitate în regim non-stop informa președintele Partidului Liberal despre toate acțiunile noastre și consideră că iarăși este o acțiune absolut inadmisibilă într-un stat democratic atunci când deputații în Parlament, dar nu numai deputați, orice cetățean este absolut ilegal interceptat doar cu un singur scop, un scop de interes politic și așa mai departe.